Înainte de începe acest episod, aș vrea să fac o promovare lui Dutoniu Denis, care are un canal bazat pe vlogging, din ceea ce văd eu. Are deja câteva clipuri pe propriul lui canal. Eu m-aș bucura tare mult ca voi să intrați pe linkul din descriere sau pe cardul atașat în colțul ecranului să vedeți mai exact cu ce se ocupă el. Are oricum destul de mulți abonați pentru început. Eu cred că o să fie o evoluție frumoasă și pentru el. Denis vă așteaptă cu un like, cu o vizualizare la propriile sale vloguri și acum, hai să zicem la episod. Salutare tuturor, eu sunt Alin și bine v-am regăsit la un nou episod de gaming. Astăzi încercăm un joc nou. Este pentru prima dată când intru în el. Mă rog, am mai intrat de fapt, nu știu, câteva secunde să fac setările, pentru că m-am dat astea mai încet, la grafică am dat mai mari și toate astea. Este un joc care simulează, să zic așa, condusul în viața reală. Se numește City Car Driving. M-am uitat la niște review-uri pe internet. Știu că parcă mai avea cineva serie, mi se pare că Irafel a mai făcut câteva episoade cu jocul ăsta și știu că și atunci mi-a atras atenția și mi-a plăcut destul de mult. O să-mi fac și eu astăzi de cap în el. Nu știu dacă voi face într-adevăr o serie cu el, pur și simplu îl încerc să văd dacă mi se pare amuzant. Nu știu dacă o să joc la carieră. Cred că o să mergem la free driving, să ne plimbăm, să ne jucăm pe acolo, nu știu. Sau începem cariera, chiar n-am nicio idee. La carieră am vrut să încep și mi-am făcut un profil, o să vă arăt imediat. Și am rămas la chestia de început, unde ți explică cum să pornești mașina sau așa, pentru că am văzut lucrul ăsta ca fiind util, pentru că nu știam apoi să dau semnal, să pornesc motorul, să schimb vitezele, adică sunt astea destul de multe și trebuie să le încerci de câteva ori ca să-ți rețină, ca să le reții. Bun, hai să vedem dacă ne descurcăm. O să-mi pun căștile, să-i că mașul care e stânga și care e dreapta. Right, left, ok. De când am mai pus căștile, nu prea mai stau așa mult la calculator și chiar nu mai știu să cum sunt lucrurile pe aici. Bun, hai să dăm start. Nu știu dacă o să ne jucăm prea mult la carieră. Cred că mai mult o să-mi placă la free driving. La fel, m-aș bucura ca din partea voastră să primesc un like, pentru că văd foarte des în comentarii chestia aia. Îmi e dor de vechiul Dălin care se juca, sau îmi e dor de vechiul Dălin care se juca jocuri cu mașini sau făcea gaming. Pentru că ați văzut și voi în ultima perioadă, în ultima vreme, mai mult pe vlog, mai mult așa, mai diversificat, să zic așa, contentul de pe canalul meu. Și aș aprecia, adică aș aprecia și la rândul meu, dacă voi la rândul vostru m-ați aprecia pe mine, să văd acolo un impuls, așa că da, domne, chiar îmi place ce face și chiar vreau să văd mai mult gaming pe canalul lui, așa m-ați determinat și pe mine să văd ce preferințe aveți și voi. Și la fel, dacă vă strânge peste 1000 de like-uri, eu mă declar fericit. Hai că cred că am vorbit cam mult, ca de fiecare dată, și v-ați plictisit. Bun, deci BPE, pornim motorul. Ok, știu că auziți încet. Am dat eu, cred că prea încet sunetul, dacă stau bine să mă gândesc. Settings, hai să dăm mai tare. Să dăm ceva de genul așa. Ok, nu pot da apply. Așa, bun. Frâna de mână pe space. Semnal avem pe virgule. Ca să băgăm în dreapta întâi. De ce s-a oprit motorul? Hei, motorule. Așa, gata, la două. Ok, dreapta a doua. Uite, acum mi se pare prea tare sunetul de la el. Ia, stai, îți dau mai încet acum. Sound. Hai să-l dau așa. Tot mi se pare tare. Chiar mi se pare, ce, mă uit acolo la volumul vocii mele și la volumul jocului și văd că e aproape la fel. Nu prea e ok asta. Hai să vedem acum. Cred că e mai ok. Hai să-mi dau totuși microfonul mai aproape. Da, nu aș vrea să intre totuși în cadru. Ok. Nu prea înțeleg eu aici la carieră cum e, gen pot să mă duc de capul meu. Adică pur și simplu trebuie să respect regulile, bănuiesc. Aici văd că tăierea drumului cu prioritate și avem cedează. Ok, dăm semnal. Trebuie să dau în dreapta întâi. Ah, am băgat-o, nu s-a obișnuit cu astea. S, stai. Că pe S dăm, ok. Pornim iar motorul. Așa, ne-a mărit motorul în intersecție, nu-i nimic. Hai, treapta a doua, bun. Mi-e greu până mă obișnuiesc, pentru că sunt tot fel de combinații de taste, nu e așa ușor ca în realitate. Bă, bune, dar la chiar e ușor să conduci. Ok, aici avem prioritate la stânga. Dacă merg, stai că vreau să citesc ce scrie acolo, stai.
Băi, frate, pe S bag în întâia, bun. Turn on the right, turn, ok, deci... Eu vreau să merg înainte și să fac la dreapta, de exemplu. Stai. E. Ok. Vreau să merg înainte. You haven't stopped at the right side of the road. You may try again or quit. Cum adică, păi... De ce să mă opresc? Că vreau să merg înainte. De ce să mă opresc pe dreapta? Nu înțeleg. De ce să mă opresc pe dreapta? Că dacă vreau să merg înainte... Vedeți, nu prea-mi place. O să merg la free driving pentru că e mult mai tare. Old city. Hai să dăm pe new city. New district. Ok, back. Start. Aici, frate, aici fac ce vreau de capul meu. Îmi place mai mult. Da, să mai zic că nu cred că o să fac o serie cu jocul ăsta. Pentru că nu prea-mi place cariera. Adică să... E și Home Edition. Am descărcat varianta cu Home Edition. Am zis că scrie acolo. Hai, loading. Acum cred că îmi încarcă harta sau orașul. Ia uite, avem aici o mașină diferită, văd. Bun, hai să băgăm treapta întâi. Pornim. Mă rog, eu de fapt întâi pornesc motorul și apoi bag treapta întâi, dar... A, frână de mână. Dar în jocul ăsta gen nu pornește dacă nu bag în viteza întâi. Ok. Aici o să-mi fie luat permisul pentru că nu vreau să bag în... să trec pe verde neapărat, să dau semnal, vreau să-mi fac tot ce vreau eu. Vreau să turez la maxim, îi dăm forță. Gata, mergem cu a cincea. De ce ni s-a oprit motorul? Nu, ni s-a oprit motorul, călcăm din linia dublă continuă, o să-mi fie luat permisul. Oh my god. Nici nu-mi pasă, nici nu știu dacă am permis în jocul ăsta. Nici nu știu cum arată. E legea noastră, băieți, aici. Avem aici un autobuz. O să mă strecăm printre astea două mașini. Reușesc. Dar curba n-am mai reușit-o. M-am dus direct în gard. Ok, hai să debăgăm marșarier. Ok, pornim mașina frumos. A, dar marșarier vreau. Nu, ok. Bun. Dar chiar oare ne putem lua? Nu, treapta întâi, bossule, nu a doua. Hai că plecăm cu a treia de pe loc, hai să ne putem pleca cu a treia de pe loc? Rupem ambreajul la în două. Gata, am plecat cu a treia. Ia, fiind că dau a cincea. Vreau să plec cu a cincea acum, cu 40 la oră. Hai, o să moară motorul? Nu moară, cred că e diesel. Cred că e diesel, de nu am murit. Sau o fi motor mare, eu știu. Hai să vedem cât reușim să prindem la oră, sunt tare curios. Tare curios. Dar cred că trebuie să găsim o autostradă. Stai așa că știu că puteam să mă spawnez direct într-o autostradă, stai așa. Știu că pot să selectez aici, a? Pe All City și văd aici Motorway. Fiți atenți că s-a terminat șmecheria. Hai să vedem cât prinde bolidul ăsta al nostru. Prindem 200 la oră. Tare curios. Chiar îmi place să încerc jocuri de-astea, adică cred că aș face o serie când doar fac review-uri, adică la jocuri. Adică pur și simplu joc 10-20 de minute și apoi spun, bă, uite, mi-a plăcut aia, nu mi-a plăcut aia, adică oarecum să-mi dau verdictul despre un joc. Da, trebuie să dau semnal, deci uitați-vă și voi că în dreapta scrie ce greșeli fac, vedeți? În dreapta acolo. De fapt, jos pentru voi. Și dacă ar fi să fac de-astea realitate, cred că dacă ar fi și un polițai pe lângă, s-ar alege bravo. Nu, dar hai să-i dăm normal, să-i dăm a treia. Să o ducem, schimbăm numai la 6.000 de ture. Îi dăm blană, stai așa, îi dăm a doua. Schimbăm numai la 6.000 de ture, fiți atenți. Dar nu știu dacă e diesel sau benzină. După turați, eu cred că e benzină. Care 1000 de turații, dar dacă am plecat cu a 5-a de pe loc, aproape. Hai, avem 113. Hai, cred că e suficient cuplu, că văd că nu mai ajungem 6.000 de ture. Hai să-i dăm a 4-a. I-am dat a 4-a și n-a scăzut turația. Oh my god, a avut delay, văd că acum a scăzut. Hai, nu mai urcă turația, măcar la 5.000 dacă schimb să intre cuplul ăla. La cuplu mai mult la diesel după 2500 de turații dintre turbina, dar... Hai, două pe a 5-a, că e jalea, cred, băi, am dat-o pe a 5-a și a crescut.
A, știți care e faza? Răsturați-l pentru că ea e în punctul mort cu o secundă. Și gen, eu accelerez acum. Ok, hai să vedem, avem 140 de aură. Hai să vedem, 147. Dar uitați-vă cum zici că eu merg pe barca, uitați-vă cum se mișcă mașina. Deci 147 până acum, mai mult nu? Hai. Dacă ar fi fost doar semnal aici, ar fi trebuit să am 3 mâini, nu 2. Hai, 145. 146. Ah, mustu benzile. Dar eram Golf 4 sau mi s-a părut mie? 147. Oare pot să fac flash-urile, frate? Acum urcăm, 148 cel mai mult. Și acum urcăm. Acum în valea ar trebui să-i dăm. Să vedem, ia. Acum în valea asta, cred că 149, 150. E maxim 157, 157, am văzut un 157. Hai mai mult, hai mai mult. Ah, dar n-am cum. Nu. Nu, de ce? Oh my god, trebuie să dăm întâia și să plecăm iar. Am avut de accident cu ăsta. Hai, pornește motorul. Dă-i, să vină gabori. Clar, ne era suspendat permisul de mult. De ce nu pornește motorul ăsta, ca mașina? Bă, nu pornește, ești nebun? Nu mai pornește pe cuvânt. Gata, a luat-o. Nu știu dacă a... Oh. Ăsta a pe avarii, crede că o să mă opresc cândva la el? Na. Hai, hai, cum avem o șansă. Deci 157 am văzut cel mai mult că am prins. A nebunit mașina. Hai. Hai, să-i dăm pe a cincea. Pe a cincea. Nu știu, oare mai prind noi o vale, dar a zis că erau toate benzile full. N-avea ce să fac acolo. Nici pe, te zic așa, pe a treia bandă nu puteam să mă bag. Sau, mă rog, erau patru benzi parcă acolo. Pentru că era un Audi. Pe prima bandă era un autobuz, oh my god. Iar tot autobuzul s-a încurcat. De fapt, nu, era altul. De ce nu pot să schimb? Hai. Am luat-o acum din prima. Vreau să plec cu a doua de pe loc, lasă-mă pe aici, vreau să fiu cum nu e nimeni. Mai zic că vreau să-mi fac de cap în jocul ăsta. Îmi place prea mult așa, decât să fiu corect. Mai bine mă duc și mă plimb în realitate. Măcar în jocul să pot face ce vreau. Nu mai avem băieți, intrăm în oraș, s-a dus autostrada. O să trec prin voi, micuților, o să trec ca prin pâine. Lăsați-mă în pace să fac ce vreau. Mi s-a oprit motorul. Nu, dați-vă. N-am cum să trec de voi, dă-te și tu. Oh my god, să aștept să se pună verde ca să plece, pe bune? Așa, bravo. Bravo. Hai, hai, hai. Bravo, a luat-o. E ciudat că gen nu pornește așa normal, nu știu, mi se pare ciudat, încă nu m-am obișnuit complet. Și dar oare cum pot să văd și eu oglinda cealaltă? Că văd numai pe asta din stânga. Băi, ce pot zice? Mie chiar îmi place jocul ăsta, așa să mă distrez în el. Nu știu dacă voi face o serie, v-am zis, poate voi face și o serie. Dar nu înțeleg, apropo, ce s-a întâmplat acolo, la când mi-a zis ăla, că n-am voie să mă opresc pe dreapta. Că nu, că trebuie să mă opresc pe dreapta, cum adică? Vreau să merg înainte, nu înțeleg exact ce trebuia făcut acolo. Dar, mă rog, dacă vreți o serie, îi dăm noi de cap. Până una alta, cred că acest episod, uite, avem aici un Golf 4. Acest episod a fost foarte tare pentru voi, să-mi spuneți dacă vreți sau nu să continui. Eu vă mulțumesc foarte mult de vizionare. Ne revedem mâine. Mâine avem un vlog. O să fie ceva foarte tare pentru mașina mea. Îi fac chiar o modificare și o să vedeți cu toții ce se va întâmpla. Eu am fost The Link. Vă mulțumesc pentru vizionare și ne revedem mâine. Pa, pa!